Te pun, fratele, o mersimul de 5,49 euro un super chat. Deci, este un cont fake, Dorian Popovici. Dai să treacă donația și... Este un cont fake, Dorian Popovici, care orice pot să facă ravagii mai nou în lumea youtuberilor. Deci l-a atacat pe Ferraru, deci toată discuția asta, toată cearta asta, pornind la Dorian Popovici care l-a atacat pe Ferraru. Deci l-a atacat, da? L-a lăsat în pace, nici o treabă n-am avut cu el. L-a lăsat, frate, asta este. Poate e un copil, nu știu cine îi, de ce face treaba asta, cât de tare mă urăște, nu știu. Habar n-am. Ideea în felul următor. Au văzut repercursiunile, ce s-a întâmplat între noi doi. A fost o ceartă mare, a fost, pula mea, o ceartă destul de mare. Te-ai fi gândit că omul, bă, și-o dat seama, bă, frate, te fac foarte mult rău, mă opresc aici. Și pula mea, am făcut niște belele, am făcut niște chestii. Nu, nu s-a oprit aici. Deci imbecilul ăla, și el live, a făcut live Ferrari. Evident, m-am uitat, am vrut să văd ce zice, pentru că am postat un video și am vrut să văd, poate e răspuns la video meu. O fost răspuns la video meu și ideea în felul următor. Mangiul ăla, ce? Nu se aude suficient de tare. Ok. Bulangiu ăla, după ce au văzut tot ce s-a întâmplat, cu oameni, cu scandal, cu pule, cu mături, a fost implicat o grămadă de lume. Păi el o continua, am intrat la live pe Ferraru, se spune că e fel și chip. Eram pe live, îl vedeam acolo. Înțelegeți? Ok. Totul bine și frumos. Din nou, păstrăm calmul. Totul e ok. E ok, frate, lasă-l să vorbească. Ghiciți ce? Omul e atât de pervers încât a intrat și pe live la Conacu. Numai prostul. E prost. Oricum omul e prost grămadă. Nu știu dacă e copil sau nu. Eu văd că dona. Deci dona și la Ferraru ca să-l înjure. Dona și la Conacu ca să-l înjure. Și omul. Nu știu că eu sunt moderator la Conacu. Deci mi apare acolo când scriu eu altfel decât apare când scrii normal. Și el tot scrie acolo normal, în jurătul. Ca noroc că moderatorii de la Conacu știau chestia asta. Și l-o bana direct. Dar bă, copile, îți spun o chestie. Ceea ce faci tu e o faptă penală, înțelegi? Eu îți dau ție până luni, pentru că sunt băiat corect. Nu vreau să fac rău dacă ești copil, poate ești copil. Nu vreau să-i fac rău la părinții tăi sau să, dacă ești matur, să te bag în pușcărie. Înțelegi? Pentru că pentru treaba asta poți să te bag în pușcărie, frate, 5 ani, 5 anișori. Și crede-mă că o să te bag. Îți dau până luni, până luni ai termen, să ștergi contul ăla. Dacă nu l-ai șters, ne întâlnim în tribunal, fratele meu, și acolo îți spun eu că nu mai las de la mine. Am lăsat acum de la mine, deci îți băiat. Îți băiat, nu-ți fătă rău. Nu-ți fătă rău cu nimic. Ai până luni să ștergi contul. Dacă nu, luni la secția de poliție, cu link-ul tău, cu tot. Într-o săptămână ne vedem în tribunal și de acolo încolo nu o să-ți fie bine, o să vii la mine și o să mă rog frumos. Bă, frate, te rog frumos, a fost o glumă, m-am râs numai, m-am distrat numai, pentru că sunt o grămadă de pelele care ai cauzat. Și nu te oprești. Nu te oprești că ești prost. Dar o să vezi tu. Că prostia se plătește. Oh. Ok, da, într-adevăr, m-am documentat și am vorbit cu oameni care mi-au spus, da, într-adevăr, e pușcărie pentru treaba asta să intre la pușcărie pentru genul ăsta de treburi, pentru furt de identitate și mai ales pentru ce a făcut el. Dar vreau să fiu bea corect și să zic, bă, frate, hai până luni. Asta e un mesaj, direct. Hai până luni să ștergi contul ăla și să nu mai faci genul ăsta de chestii, pentru că nu sunt amuzante, nu-i Caterinca. Așa că șterge-l dacă nu ne întâlnim în tribunal și asta este. De acolo încolo nu mai iert absolut nimica. Bun, am lămurit un subiect. Hai să lămurim mai multe subiecte. Deci vreau să fiu un pic de storytelling la început, după aia o să vă citesc și vouă comentariile, dar vreau să ating niște puncte. Deci ca să înțelegeți, nu puneți întrebări acum pentru că nu o să le citesc, acum vreau să ating niște puncte. Bun, încă o chestie. Deci toți, absolut toți, și aici mă refer la toată lumea, care mai insinuează că eu l-am înjurat pe Ferraru de copii, de pula mea, chestii de genul ăsta, postați videoclipuri, că eu l-am înjurat pe Ferraru de copii, de familie, de morți, de pula mea, că l-am amenințat. Bă, fraților, eu n-am făcut așa ceva, nici, sub nicio formă, deci sub nicio formă n-am făcut chestia asta. Deci oamenii care fac chestia asta am băgat în cuvinte în gură. Și bineînțeles că și asta e o faptă, da? Se numește defăimare.
Deci videoclipurile și postările care le faceți voi în care ziceți că eu l-am înjurat și l-am amenințat cu moartea și chestii de genul ăla, care nu au venit din gura mea. E de foi mare. Din nou, faptă care se plătește la judecată. Deci toți ăștia care, bă, sunteți cu mușca, nu scapă cășulă mulți aici, înțelegeți? Ori le ștergeți, ori dacă nu, la milogeală. La milogeală pentru că nu vă mai iert. Nu vă mai iert. Eu acum vreau să vă dau o șansă la fiecare să scăpați bazma curată, să aveți timp până luni, weekend, ștergeți toate căcaturile care le-ați postat, minciunile. Și e adevărat, e adevărat. Ce a fost din gura mea, a fost adevărat. Ce s-a inventat, aia e de păi mare, frate. Pentru că, bă, eu am o imagine. Am o imagine în momentul de față și nu vreau să-mi fie afectată cu cuvinte care le-am spus. Deci ce am spus eu, mi-asum. Ce n-am spus, e de păi mare. Clar, am chiar și cu subiectul ăsta, da? Deci, sunt mai multe subiecte. Stați potoliți că sunt mai multe subiecte și pe aia vă răspund la întrebări. Bun. Încă o treabă. Deci v-am zis, ieri eram la live pe Ferrari, la Ferrari. Eram la live să văd ce se întâmplă acolo, ce spune omul, ce părere are despre mine. Și pula mea, că s-a încheiat toată situația asta, pentru că, sincer, nu vreau să continui pe drumul ăsta. Și v-am văzut pe mulți dintre voi, membrii, moderatori, dădeați cu hate în el. Bă, frații mei, ca să vă explic o chestie. Ferrari e în multe feluri, în multe feluri. Dar prost nu e. Deci, gândiți-vă în felul următor. Dacă omul vrea să-mi facă mie rău, nu punea niște băieți să vină în fața blocului să strige după mine. Mă așteptau frumos la colțișor de bloc și își făceau treaba, m-ați înțeles? Asta a fost un mesaj, cum ar veni, hai să zicem, indirect. A fost un mesaj indirect, bă copile, stai pe pula ta, că nu-i loc. Am înțeles mesajul perfect. Deci nu vă faceți griji pentru mine, n-am pățit absolut nimic. Deci eu eram frumos la balcon, ei strigau de jos, atât a fost, nu a fost genul ăla de încăierare sau ne-au luat la pum și ne-au luat la ăsta, a fost așa un mesaj. Un mesaj care, bă, eu l-am înțeles, am înțeles situația, de-aia am făcut și istoriile alea și am zis, bă, stop joc, că eu nu sunt genul ăsta de lume și nu vreau să fac parte din genul ăsta de lume. Eu, pula mea, stare pe pula mea, în rest, nu cunosc șmecher, nu cunosc mafios, nu cunosc chestii genul ăsta, pentru că nu sunt din lumea aia. Și, țineți bine minte, nici nu vreau să fac parte. Deci eu sunt pe pula mea, atâta tot. Eu sunt sportiv, îmi văd de pula mea, un la unul, sunt puternic. Nu la fel de puternic ca alt sportiv, evident, dacă ești sportiv de contact. Probabil că mă faci, înțelegi? Dar eu tot timpul o să țin pentru respectul meu. Bun. Am chiar și subiectul ăsta. Cât am turit, hă? Acum am un mesaj numai care vreau să-l adresez. Foarte important pentru hateri. Bă, fraților, nu mai dați cu hate pe mine, frate. Nu mai dați cu hate pe mine, pentru că mă doare. Deci, bă, chestiile astea, cuvintele astea rele, mă dor. Mă doare fix în pulă de părerea voastră, mă. Adică, bă, voi sunteți proști, grămadă. Chiar credeți că dați mesaje din astea și mă doare pe mine pulă. Bă, voi nu sunteți nimeni. Nu mă doare pe mine nici căcatul de haterii și de ăștia care dați mesaje și bă, papagali. Bă, ăștia, luați de aici. Luați de aici că puteți. Duceți de aici. Încep live-ul, încep pe Caterinca și pe astea, dar bă, nu mai dați în chestii astea nasoale în cercuri, înțelegeți? Cercurile astea nu stă pe nimeni. Cercurile astea sunt niște măgării. Încerca să încheți acum pentru totdeauna subiectul eu, Ferrari. E pup musculos, vă pup pe toți și vă iubesc. Bă, și în primul rând vă mulțumesc la ăștia care, bă, ați fost alături de mine și mi-ați scris acolo și plan. Bă, într-adevăr, săptămâna asta o trebuie să dau cu sim. V-am dat la mult sim, am văzut mesaje, dar n-am putut să vă răspund pentru vost incredibil de multe. Și vă dați seama că chestia asta mă bucură grozav, că sunteți alături de mine și toți, vă iubesc din suflet, vă mulțumesc, toți care
pus acolo lucruri bune, vă mulțumesc. La alții care cu amenință și cu astea. V-am zis ce părere am despre ei. N-am. Vedeți-vă voi de politica voastră, eu îmi văd de politica mea și aici am încheiat subiectul.